Este legitim să ne întrebăm în ce fel a apărat MCV cetățenii români de încălcarea gravă a drepturilor lor. În rapoartele MCV s-a vorbit mult despre instituții, despre numirile de magistrați, despre lupta anticorupție. Este foarte bine, dar nu am văzut nimic despre încălcările drepturilor omului, despre protocoalele secrete dintre serviciile de informații și instituțiile din justiție. Acest mecanism și-a ratat menirea pentru care a fost creat și cer oficial să ni se spună cine a redactat rapoartele MCV, cine a furnizat datele. Azi v-am informat pe toți, oficial, despre abuzurile din România. De acum nu se mai pot ignora aceste lucruri. Întrebați-vă de ce vi s-au ascuns aceste lucruri. De ce nu v-au spus nimic dacă totul era legitim și legal? Puneți-vă aceste întrebări înainte de a ridica piatra împotriva României. Despre mitingul din 10 august voi spune doar câteva cuvinte. Văd că este acuzată jandarmeria română pentru că a intervenit la un miting neautorizat împotriva unor manifestanți violenți care au încercat să ocupe clădirea guvernului. Nu am văzut aceeași poziție față de evenimentul de săptămâna trecută de la Bruxelles sau față de alte mitinguri din Franța, Spania, Germania, Marea Britanie. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali. Climatul necesar pentru o reformă s-a deteriorat din cauza protocoalelor secrete între parchetul și serviciul român de informații. Eu cer ca autoritățile române să lanseze o investigație asupra acestor protocoale, pentru că totuși este nevoie de o independență a justiției, însă aceste reforme la codul penal și codul de procedură penală trebuie să fie văzute ca un pachet. Ele nu trebuie să aibă în niciun caz un impact negativ asupra independenței justiției și nici împotriva tuturor eforturilor în acest sens. Comisia a discutat la cel mai înalt nivel cu România și și-a transmis aceste îngrijorări și public. Urmărim ultimele evoluții din România cu multă îngrijorare. Independența sistemului judiciar din România și capacitatea sa de a combate corupția sunt esențiale și sunt jaloane pentru a avea o Românie puternică în Uniunea Europeană. Am văzut progrese substanțiale în trecut, însă lucrurile acum merg înapoi. Poate nu toate lucrurile sunt corecte. Poate nu toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Domnule prim vicepreședinte Timmermans, cu siguranță vom ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Azi, ministrul Justiției, prezent lângă mine, va merge la Comisia de la Veneția. Dacă Comisia trebuie să fie brutal de sinceră în evaluarea noastră, o vom face. Dacă trebuie să folosim alte mijloace la dispoziția noastră, o vom face. Asta nu e amenințare. Vă spun care e rolul Comisiei și vă spun că suntem gardienii tratatelor. Noi n-am făcut altceva decât o evaluare foarte la rece a situației din România și am analizat propunerile de schimbare a legislației. Că facem acest lucru pentru poporul român și nu împotriva poporului român. Da, ați ascultat discursul Vioricăi Vasilica Dăncilă, ce a mai spus și Frans Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene, într-un Parlament European în care, nu România, doamnelor și domnilor, ci guvernul Dăncilă și cei care se află în momentul acesta la putere sunt criticați de oficialii europeni. Atitudinea doamnei Dăncilă nu o voi comenta eu aici, o să-i las pe invitații mei, dar mi s-a părut una oarecum isterică și o să argumentez de ce. Întotdeauna la un asemenea nivel nu te duci să dai cu pumnul în masă în felul acesta. Nu am venit să dau socoteală. Dar de ce ai venit? Ba, ai venit să dai socoteală. Pentru că oamenii te-au întrebat ce se întâmplă acolo la tine. Nu ataci raportul MCV, mecanismul de verificare și cooperare, și nu te lamentezi că sub conducerea ta și sub conducerea ta de-a lungul timpului, aici vorbesc de partid, da? Și de o rânduire, în România au fost derapaje. Nu. Încerc să le rezolvi aici și mai apoi încerc să dai un semnal de diplomație. Din păcate, noi avem așa o duplicitate. Când ăștia își bat joc de noi, când negociem anumite capitole pentru România, stăm în genunchi în fața lor sau în spatele lor, depinde.
de. Și în momentul în care vezi, Doamne, s-ar putea să pierzi o anumită notorietate politică, te duci în Parlamentul European ca așa, cu un puseu de isterie, dai ușa de perete și mai scuipi și în față. Nu merge așa. Avem nevoie de diplomați adevărați. Cu mine în studio îi salut Liliana Maria Năstase, colega mea, bun găsit. Lucian Iliescu de la PMP, consilier general, bun găsit. Avocatul Arțin Sarchizian, bun găsit. Președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, prin telefon, bun găsit, domnule Tomac. Bună ziua dumneavoastră și invitaților. Domnul Tomac, ați ascultat discursul Vioricăi Vasilica Dăncilă în plenul Parlamentului. Vă rog să-l comentați. În primul rând, cred că doamna Dăncilă nu înțelege care este misiunea unui prim-ministru. A te duce la Bruxelles cu informații eronate pe care le prezinți drept certitudine este o gafă fundamentală care o decredibilizează atât pe domnia sa, cât și pune o lumină proastă pe întregul executiv. Faptul că s-a dus acolo și a spus că milioane de români sunt ascultați este o declarație care arată cât de departe este de realitate și orice om cu minimă informare pe acest domeniu își dă seama că e o informație eronată. Deci nu poți să duci ca prim-ministru după povești scrise de vâlvă. Această încercare de a deforma realitatea cu privire la evenimentele din 10 august, susținând că jandarmeria procedat corect, este o nouă gafă pe care o face doamna Dăncilă, însă nu asta este problema. Problema este că încearcă să sfideze o realitate pe care toți cei din țară o știm foarte bine și în ultima perioadă PSD-ul este într-o cursă contra cronometru pentru a-și demonstra sau pentru a devia atenția de la ceea ce s-a întâmplat pe 10 august când au reprimat populația ieșită să protesteze liber. Și lista aceasta a lucrurilor care au pus-o într-o lumină proastă pe domnia sa și implicit țara este privită cu o anumită neîncredere când ai politicieni care vin într-o manieră isterică și cu mult tupeu și încearcă să prezinte alte lucruri decât sunt. Bun. Nu ne-a obligat nimeni să semnăm tratatul de aderare la Uniunea Europeană și să ne asumăm o serie de angajamente. Noi am dorit să facem parte din această comunitate de valori și avem obligația, și aici mă refer la toți politicienii, să ținem cont de aceste aspirații pe care le-a avut națiunea română atunci când am aderat la Uniunea Europeană. Mulțumesc, Eugen Tomac, o zi bună. Jurnalistul Calea Europeană, Dan Cărbunaru, specialist în politică externă. Bun găsit, Dan Cărbunaru. Bună ziua, mulțumesc pentru apreciere. Sper să merit cândva, nu știu dacă neapărat astăzi. Vă rog. Da, păi nu. Acum ar trebui să se uită cei de la guvern, pentru că avem, nu-i așa cum ne spunea domnul Negrescu, ministrul delegat, avem o echipă competentă și complexă care ne reprezintă la Parlamentul European, dar iată că s-a dus Viorica Vasilica Dăncilă și ce a făcut? A ținut un discurs pe care eu l-am catalogat isteric. Dacă greșesc, te rog să mă contrazici, Dan Cărbunaru. Eu nu l-aș încadra în această categorie. L-aș încadra în categoria discursului previzibil, pentru că tot ceea ce s-a dezbătut în plan intern, în spațiu public, cu mesaje transmise din zona majorității guvernamentale, s-a înscris practic în acest punctaj și am văzut că și dezbaterea de luni din Strasburg, din Comisia Libe de Drepturi și Libertăți, a avut cam același accente dinspre România din zona majorității guvernamentale. Deci aici se spune că suntem într-o zonă predictibilă. Eu v-aș propune să ne uităm cu foarte mare atenție însă din zona reacțiilor europene și în special din zona domnului Timmermans, care este membru al aceleași familii socialiste europene, dar care, după cum ați observat, nu a avut nicio rezervă în a amenaja România și a transmis câteva avertizmente dintr-o poziție foarte delicată pe care domnia sa o deține. Pe de parte este o poziție de putere foarte mare, fiind vicepreședintele Comisiei Europene și fiind cel care a decis, practic, să anunțe activarea articolului 7 împotriva Poloniei și a spus că a făcut-o fără niciun fel de procedere, dacă a trebuit să o facă, pentru că s-a ajuns prea departe. Iar acel prea departe este momentul în care președintele polonez, deși nu și-a dorit, n-a avut un control și a promulgat decretele care au provocat în cele din urmă schimbări efective în sistemul judiciar polonez. Și
Și domnul Timmerman s-a explicat atunci, am făcut această chestiune pentru că am tot așteptat să se întâmple ceva sau să nu se mai întâmple ceva. Și închid paranteza cu Polonia. Acum ce spune domnul Timmerman? Comisia este gata să acționeze dacă lucrurile nu se întorc la normalitate și a prezentat ce îngrijorări are. Și dacă fac o referire deja acum la modelul polonez, în sens rău, nu în sens bun pentru România, dacă vreuna dintre legile despre care astăzi se dezbate în întreaga Europa deja, privind reforma justiției din România, dacă tot acest pachet de legi nu este euroconform în sensul certificat de Comisia de la Veneția, care peste câteva săptămâni prezintă raportul final, mă tem că ceea ce s-a întâmplat astăzi nu va rămâne doar o dezbatere. Oricum va fi în prima sesiune din noiembrie o rezoluție în privința României. Era posibil poate să scăpăm de ea, dar se pare că nu o să mai scăpăm de ea. Însă, dacă noi o să mergem pe urmele Poloniei și vreuna dintre aceste legi care îngrijorează astăzi Europa devine lege prin semnarea decretului de către președintele României, aici avem pe de parte o presiune mutată asupra președintelui, dar știm că și puterile sale sunt limitate. Dacă Parlamentul insistă, va trebui să promulge că îl obligă Constituția. Însă dacă vreuna dintre aceste legi nu respectă criteriile europene, este foarte posibil realmente să mergem pe drumul Poloniei și într-un ritm destul de alert. Da. Mulțumesc, Dan Cărbunaru. O zi bună, Cristian Bușoi, doamnelor și domnilor. Vorbim aici despre om care asistă la astfel de discuții. Vă salut, domnule Bușoi. Bună ziua, dumneavoastră și respectatorilor. Vă rog frumos să-mi spuneți care este percepția dumneavoastră vis-a-vis de discursul pe care Viorica Vasilica Dăncilă a înțeles să-l pronunțe, să-l exprime în plenul Parlamentului European. În opinia mea, nici doamna prim-ministru, nici PSD n-au înțeles nimic din dezbaterea de astăzi. Intervenția a fost una ofensivă și total neadecvată față de așteptările reprezentanților Comisiei Europene și a majorităților europarlamentarilor prezenți în sală. Ați văzut că toate atitudinile au fost, cu mici excepții, dar toate atitudinile importante au fost critice la adresa guvernului și ce face guvernul astăzi. În domeniul justiției, în domeniul libertăților civile, în relația cu Comisia Europeană, în ceea ce privește reprimarea protestului din 10 august. Inclusiv lideri din partidul, din grupul socialist și din grupul ALDE au fost mai critici decât mă așteptam la ceea ce se întâmplă în România, iar răspunsul liderilor PSD și în primul rând a doamnei Dăncilă a fost unul neadecvat, ofensiv, care s-a bazat doar pe câteva chestiuni care nu pot fi generalizate legate de funcționarea justiției, de așa zisale protocoale și tot felul de alte mesaje care le tot vântură în România, dar care la nivel european nu au prins și nu vor prinde. Bun, domnule Bușoi, există de asemenea un subiect extrem de delicat, da? Acela al referendumului și l-am auzit ieri pe Franz Timmermans care spune lucruri cu subiect și predicat, adică pe principiu, băi, eu sunt căsătorit, am 4 copii, dar cam caravana merge pe un anumit sens. Ei bine, noi nu și nu. Se discută cumva și despre acest lucru în Parlamentul European, adică România este privită așa ca o națiune arhaică din cauza acestui guvern care a făcut acest referendum? Da, e o îngrijorare, nu a fost tema discuției de astăzi, dar da, se vorbește mai ales la colțuri. Familia socialistă și nu numai, oamenii sunt nedumeriți și îngrijorați de ceea ce se întâmplă în România, nu cu referendumul în sine, ci dezbaterile din jurul referendumului și motivele nevăzute pentru care acest referendum a fost organizat. Franz Timmermans se temea că e un moment în care homofobia va fi potențată, va fi accentuată. Eu cred că nu acesta a fost principalul obiectiv al referendumului, chiar dacă au mai fost câteva mici excese în aceste zile, nu generalizate, și poporul român în ansamblu său nu încurajează acest discurs împotriva homosexualilor sau împotriva celor care au alte orientări. În schimb, ceea ce a încercat guvernul să facă cu acest referendum a fost să abată atenția de la inepțiile și lucrurile greșite pe care le fac la guvernare, în domeniul economic, în domeniul justiției, în domeniul raportării la societatea civilă. Și încercând să facă acest lucru,
riscă să subrezească și mai mult imaginea la nivel european și inclusiv propria lor prezență în familia socialistă europeană. Mulțumesc, Cristian Bușoi, europarlamentar PNL. O zi bună. Liliana Maria Năstase, Artin Sarchizian, Lucian Ilescu. Haideți să comentăm puțin. Ați ascultat ce spun și specialiștii, ce spun și politicienii. Bun, cei de la PSD au ajuns al de mitralieră Cătălin Rădulescu și cu Șerban Nicolae să ceară demisia lui Timmermans. Cred că ăla se zvârcolește noaptea. Nu poate să doarmă că le-a cerut ăsta de, ăștia demisia. Dar dincolo de asta avem o situație în care, iată, guvernul, nu România, dar implicit România, nu e văzută foarte bine de la Bruxelles. Eu cred că este exclusiv vorba despre guvern și Parlamentul României, pentru că s-au făcut precizări foarte clare în discursul și cel de azi și discursul de acum două zile, când s-a precizat foarte clar că România a făcut pași importanți în consolidarea statului de drept, dar prin modificările făcute de guvern și de Parlament s-a ajuns într-o astfel de situație. Legile, majoritatea pentru care s-a ajuns în această situație, au și intrat în vigoare. Un antevorbitor spusese că nu au intrat toate în vigoare, dar a intrat legea organizării judiciare, motiv pentru care acum guvernul este în plină fierbere să o modifice, că nu o făcuseră așa cum ar fi trebuit să o facă, astfel încât să se aleagă niște complete de 5 judecători mult mai relaxate decât cele deja prezente. Nu au intrat în vigoare codul penal și codul de procedură penală, dar ei nici nu se grăbesc. Poate să vină, să spun, un punct de vedere de la Comisia de la Veneția, punct de vedere care trebuia cerut înainte de a trimite, de a vota modificările în Parlament și nu după, eventual după intrarea în vigoare a legilor, pentru că interesul este de a se folosi de legea penală mai favorabilă, ceea ce probabil și urmăresc. Și dacă este în vigoare și 24 de ore, oricum se vor folosi de ea. Au mai fost. Dar știți care e problema interesantă? Reușim din nefericire, prin modul în care acționăm în ceea ce privește politica externă. Aici chiar vorbim de politica externă a României. Reușim cumva să stricăm. Că, nu știu, suntem ca un elefant într-un magazin de porțelanuri, pe bune. În loc să fim diplomați și să încercăm pe cele văzute și oficiale, dar și prin alte căi să dezamorsăm o situație de tensiune, Artin Sarchizian, noi nu. Noi ne ducem acolo și, bă, vine Viorica Vasilica Dăncilă. Aoleu, eu n-am venit să dau socoteală. Păi la ce ai venit? Nu a venit Viorica Dăncilă, a fost chemată Viorica Dăncilă. Păi și la ce s-a dus? Din păcate, eu cred că unele lucruri le înțelegem altfel decât ar trebui să facem. De exemplu, au existat discuții legate de faptul ce treabă au, în fine, responsabilii europeni, în fine, instituțiile europene cu problema noastră a justiției, câtă vreme suntem un stat suveran și așa mai departe. Nu, astfel de temă, din punctul meu de vedere, este fundamental greșită. Pentru că, pe de o parte, în momentul în care noi am aderat la Uniune, ne-am cedat un pic din suveranitatea noastră, indiferent cât ne place sau nu. Trebuie să înțelegem acest lucru. Nu mai putem face chiar absolut ce vrem noi în țară, pentru că suntem într-o Uniune, avem niște obligații. Pe de o parte, asta e din nefericire pentru Dragnet Company. Bun. Iar pe de altă parte, să nu uităm că în tratatele fundamentale a Uniunii Europene se spune că se creează un spațiu de libertate, securitate și justiție europeană. E firesc așadar să fie și dumnealor interesați de cum merg treburile în justiția română, de vreme ce o hotărâre judecătorească pronunțată în România va putea produce și produce efecte în știu, orice alt stat european. Corect. Așadar, o astfel de îngrijorare, o astfel de aplecare de audiență, să zicem, în fața structurilor europene este absolut legitim. Acum, pe de altă parte, nici nu sunt adeptul ideii de a spune de planul, adică în general, dom'le, problema cu legile justiției este o problemă falsă sau e o problemă greșită și așa mai departe. Nu. Eu cred că este o problemă reală cu care ne confruntăm și acum vă spun privind de jos în sus, de la firul ierbii, dacă putem spune așa, din viața de zi cu zi a avocatului, să zicem, normal, da, firesc, da, care merg în sălile de judecată. Sunt foarte multe probleme în justiție și aici nu mă refer la justiția penală. Pentru că justiția penală, dacă are până în 10% din întregul număr de dosare și cauze care sunt în momentul de față pe rolul instanțelor judecătorești, mă refer și la justiția civilă. Problemă cu taxe de timbru, problemă în care sunt analizate dosarele, problemă în care poți contesta anumite hotărâri judecătorești pe care le vezi. Le simți că sunt nelegale, dar în momentul
care scrie definitivă, nu mai ce face. Deci clar trebuie reformat ceva. Problemele reale din justiție în România îi clamează așa. Controlul asupra procurorilor și al judecătorilor. Pe segmentul penal care doare. Asta, pe segmentul penal exact. Să ducă ei la pușcărie, da? Afirmația conform căreia milioane de români au fost ascultați este de o falsitate îngrozitoare. Poate a vrut să spună altfel în frază. Românii cu milioane multe au fost ascultați. Și nici nu cred că i-ar interesa adică, foarte, pe foarte mulți oameni. Pe oameni interesează problemele reale din justiție cu care ne confruntăm zi de zi. De aceea, o fractură pe de aceea, sublinia asta vreau să o fac. Nu trebuie cumva sabotată sau abandonată această idee de a reforma în justiție. Ci în momentul în care discutăm de o reformă în justiție, trebuie să ne aplicăm pe fiecare segment în parte. Da, sunt aspecte în proiectele de modificare care nu și-au locul, nu au ce căuta. Dar pe de altă parte sunt multe aspecte care sunt utile și absolut necesare. Și rugămintea este către cei care pot decide în țara asta să extindă un pic sfera și spectrul și spre domeniul civil. Foarte mulți oameni se confruntă cu probleme în civil, nu în penal. Interesează rezolvarea propriilor probleme penale. Și dacă mergem mai departe, cine trebuie să scape de urgență? Dragnea, Vâlcov și Camarila. Lucian Iliescu, suntem cumva așa, Timerman zice așa și, domnule, e foarte important, nu te pui cu ursul, că îți dă, știi cum e, o chestie de-aia, o lăbuță de urs, de te zăpăcește, te trântește. Zice, problema României este tipică pentru țările din Africa și Asia, care, deși sunt pline de resurse naturale, se zbat în sărăcie din cauza prostiei și hoției care colcăie în acele țări. Măi, când zice prim vicepreședintele Comisiei Europene lucrul acesta, este și socialist, este din aceeași ramură cu PSD-ul. Vreau despre ce vorbim aici. Da, da. Vedeți un lucru, situația, eu nu o văd așa de analizată simplu și aruncate cuvinte, chiar și jignitoare fiind ele, așa cu o ușurință. Adică vă spun ceva, prin darea de seamă pe care a făcut-o doamna prim-ministru Dăncilă astăzi, practic a pus egal cu cei doi ani de guvernare PSD. Așa putem să o gândim. E, dar noi suntem membri, intrăm pe al 11-lea an, în 2007-2018. Suntem de 11 ani membri ai Uniunii Europene, mai sunt 4 luni și împlinim 11 ani. E, și acum stau să mă gândesc. Eu, unul, vă spun un lucru. Sunt un pro-european convins. Eu cred că valorile europene trebuiau aduse mult mai de mult în România, probabil după Revoluție și accentuat acest lucru. De ce nu s-a dorit de către ei? Va trebui să ne spună Uniunea Europeană, dar stau să mă gândesc că în acei 11 ani Uniunea Europeană a sprijinit România întru totul, cum acum cu aceeași vehemență cu care astăzi vorbesc de un subiect. Da, justiția este unul dintre subiectele cele multe, dar eu cred că pe lângă justiție ar trebui să ne aplicăm și la situația economică a României și trebuie să vedem. Uniunea Europeană sprijină cu adevărat România. Cum am fost noi învățați să accesăm fondurile europene? Când am văzut că an la rândul s-au dat milioane și milioane de euro pe reconversie profesională. Și de fapt reconversia profesională a fost o tocătoare de hârtii. S-au tocat hârtii și s-au dat la niște oameni diplome și diplomuțe și n-au făcut nimic cu ele. Adică eu aș privi într-un tot, fiindcă astăzi la Bruxelles, să știți că a vorbit jumătate de România, dacă putem să o spunem așa. Cealaltă jumătate nu a vorbit și ar fi bine ca și cealaltă jumătate de România să vorbească. Dar situația, eu unul, cred că ar trebui ca Uniunea Europeană și, exact cum a spus și Sarmiș Sarkisian, decidenții din România, Viorica Dăncilă, mai pe scurt că vreau să iau Liviu Dragnea, Klaus Iohannis, ar trebui să vină cu un raport fer de țară. Așa ar trebui făcut. Păi stai să vezi, ce vine peste noi. Vine raportul Comisiei de la Veneția și s-ar putea exact. În această cale să se deschidă, deschidă niște capitole urâte pentru noi. Luăm publicitate, doamnelor și domnilor, și o să vorbim despre o altă notă proastă pe care a luat-o România. Nu suntem în stare să ne plătim niște datorii firești și am ieșit din Agenția Spațială Europeană. Dați afară pentru că nu ne-am plătit cotizația. Suntem de râsul râsului. Ceva mai târziu vă dau o mostră de Monica Macovei, dita mai europarlamentarul, și vom vorbi de la 14 despre legea offshore care a agitat apele în coaliție. Publicitate.
Am revenit, doamnelor și domnilor, să discutăm despre faptul că nu știu cum avem așa apetența de a ne face în continuare de rușine pe plan internațional. Ei bine, România, din nefericire, a reușit performanța, în ghilimele, de a fi, a pierde dreptul de vot în Agenția Europeană Spațială. Este un domeniu care întoarce foarte mult din beneficiile din ceea ce trimitem noi acolo. De ce a pierdut România acest drept de vot? Pentru că nu am trimis și anume cotizația nici în 2017, nici în 2018. Ne explică Sorin Câmpeanu, președintele Asociației Naționale a Rectorilor din România și de asemenea cofondator al ProRomânia. Bun găsit, domnule Câmpeanu! Bună ziua, domnul Votin! Vă mulțumesc pentru interesul acordat acestui subiect important pentru societatea românească, zic eu. Îmi pare rău că nu sunt toți de aceeași părere. Pentru că cercetarea ar trebui să fie un motor al dezvoltării pentru orice societate avansată. Bun, dar cum am reușit această contraperformanță și explicați-ne ce am pierdut, domnule Câmpeanu? Dacă vorbim de Agenția Spațială Europeană, una dintre cele trei agenții mari ale lumii în acest moment, prima este sigur NASA, mai avem Agenția Spațială Rusă și Agenția Spațială Europeană. Este o poziție câștigată după mulți ani de muncă ai comunității științifice din România, o poziție câștigată prin contribuția lui Dumitru Prunariu, inițială. Este o poziție deci câștigată cu greu, care se poate pierde foarte ușor, dacă nu înțelegem importanța cercetării într-un domeniu avansat. Nu multe țări din lume se pot lăuda, să spunem, cu rezultate în domeniul spațial, precum România. Îmi place să cred că în cele din urmă Ministerul de Finanțe va înțelege importanța cercetării și importanța racordării cercetării românești la trendurile internaționale în domenii de vârf și se va concentra pentru plata a contribuției. Sunt restante 22,8 milioane de euro de anul trecut, 34,5 milioane de euro de anul ăsta, dar foarte important, ați precizat deja, aproape 90% din acea contribuție se întoarce în România pentru finanțarea unor proiecte avansate de către universități, institute de cercetare, Agenția Spațială Română și, foarte important, firme din domeniul IT. Deci sunt bani care se întorc în România. Deci probabil cei mai mulți bani se întorc în România. Din 90% din contribuție se întoarce sub formă de proiecte. Bun, da, sunt entități din România care au câștigat prin competiție internațională proiecte care așteaptă să fie finanțate pentru momentul în care se va plăti contribuția. Dar noi n-am putut plăti acești bani din delăsarea celor de la guvern sau pentru faptul că au tot tăiat din bugetul Ministerului Cercetării? Evident că dimensiunea bugetului cercetării este în legătură directă cu posibilitatea de a plăti contribuția. Bugetul cercetării este sub 0,2% din PIB, deși ne-am angajat să avem 1% din produsul intern brut, finanțarea cercetării din fonduri publice. Da, mulțumesc, domnule Câmpeanu, să aveți o zi bună. Ni s-a alăturat și deputatul PSD, Tudor Ciuhodaru, bun găsit, domnule deputat. Da, ați auzit. Deci nu suntem în stare să plătim o contribuție la Agenția Spațială, contribuție care în proporție de 90% se întoarce în cercetarea românească, în IT și nu numai. Nu vrem. Nu vă întreb, să vă întreb pe dumneavoastră. Da, s-ar putea să existe și o persoană, nu sunt familiarizat cu subiectul, dar pe domnul Câmpeanu, înclin să-l cred, îl cunosc de atâta timp, și pe domnul Prunariu l-am cunoscut de o dumneavoastră roșcă când a venit la ea și a pledat pentru cauza acestei agenții spațiale. Acum, dacă este o eroare și nu s-a plătit, cine n-a plătit acea taxă, ar trebui să fie și tras la răspundere. Știți, noi venim cu niște teme ciclice, că nu sunt vaccinuri, că sunt probleme în spitale, că nu s-a rezolvat nu știu ce problemă, că mamele nasc în continuare acasă, că nu asigurăm asistența medicală a nou-născutului, dar de fiecare dată, în capătul lanțului trofic, care reia de fapt acest cerc, este un om. Un om care ar trebui să și plătească. De fiecare dată problemele se pun pe tapet, lucrurile merg mai departe, din asta faceți un breaking news. Dacă bine ziceți, nimeni nu și asumă responsabilitatea în țara asta. Da, avem zeci sau sute de proiecte care așteptau această finanțare ca să ținem
pe-i noștri în țară, IT-știi, cercetătorii și așa mai departe. Și să știți că pe Iași cel puțin este un important loc de dezvoltare a IT-ului, sunt aproape hub-uri întregi dezvoltate pe IT, iar Iașul își caută din ce în ce mai mult locul sub soarele acestui domeniu care se dezvoltă. Așa că nu voi spune niciodată că decât cel care a greșit și nu a plătit această taxă să fie tras la răspundere. Da, și o să dea vina unul pe altul ca în firmele... Ca firmele pe care le și vedem acum. Este și o persoană fizică care a trebuit să aibă niște delegații. Sunt prea mult și în doi peri mai răspunde la niște întrebări de la reporteri. Pe această cale, de fiecare dată când vorbesc despre Dragnea, luăm publicitate și revenim cu lovitura, cu atacul, masacrarea limbii române de către europarlamentarul Monica Macovei pe această cale. Comentăm imediat. Yes. Românii nu sunt din... Mostră din Monica Macovei, ciuliți urechile. Românii nu sunt inerți, este un popor viu. Românii nu sunt inerți, este un popor viu. Românii nu sunt inerți, este un popor viu. România este un popor viu și va riposta întotdeauna să-și va apere democrația. Este că e mai puțin de 20 de milioane, doamna Monica Macovei, pe această cale să trăiți. Nu masacrați limba română. Comentați. Că atât mai avem un minut. Consilierul domnului a greșit. Nu se poate! Nu se poate! Este o eroare de redactare. De ce? E mai puțin de 5? Pixelul albastru. Sunt sub 50 sau cum. Da, ce? Domnul Motin, politicienii ar trebui măcar atât lucru să facă. Să poată vorbi liber la fața unei adunări publice și să nu existe probleme. Dar vă reamintesc că pentru a alege și a fi ales nu trebuie să ai nici școală, nu trebuie să ai nicio pregătire, poate n-ar fi rău să fie puse astea pe condițiile pentru o anumită candidatură, pentru că uitați-vă și dumneavoastră din diverse domenii ce ajunge și în Parlament. Ce, domnul Ciuhodaru, de ce n-au promovat partidele acel institut? Acel institut de administrație, fiindcă mie mi se pare normal ca în România niciun politician să nu acceadă mai mult de către consilier local în comune sau mai puțin decât deputat dacă nu are un astfel de institut absolvit. Dar să fie gen facultate, 3 ani acolo, să-l înveți administrație, să-l înveți legi, să-l înveți, nu știu, să-l înveți toate mecanismele, să nu măcar să fie obligat să-și pună un CV în Parlamentul European. Să știi ce cu el. Acordul dintre subiect și predicat, deci nu e o greșeală, deci pe bune, care este, e mai puțin de 5, bărbații e niște porci. Și noi toți suntem niște idioți, deci, și niște cretini, Madame, că alegem niște oameni de genul ăsta Macovei, în fruntea noastră. Madame Macovei nu are nicio scuză că nu a folosit acordul subiectului cu predicatul. Probabil dacă nu citea... Hai să deconcesionăm. Ar trebui măcar acea prezentare, acel CV. Dar să știți că e foarte comod. N-ați vrut votul nominal. S-a scos în fața listelor de partid. Se fracturează pe undeva niște chestii. E de tratament. Pauza mare. Vorbim despre celebra lege offshore care a încăierat spectrul politic. Despre ce e vorba, vă spun tot eu, parandără de multe sute de milioane de euro. Scandal cât casa în Parlament, ne ocupăm de el, că ne place, la 14 fix. Pauza mare. Obosit de diete și de exerciții fizice